Salut la toată lumea, mă numesc coleg Adrian. Totuși vreau să anunț toată lumea de la Republica Moldova că guvernul încalcă drepturile mele ca persoane nevăzătorului și nu mi-a oferit răspuns până acum în privința la câinii de ghid și în privința la ce s-a întâmplat în urmă în magazin de la Mitru cel Bătrân 2. Cam asta eu acum am asistit, ne stai pe până camera asta de sub. Bivai, te robot. Vedeți? Ne stai pe până ecran. Mă auzi? Da, Oleg. Da. Oleșca. Și asta, Iane. Până acum, numărul 1 magazin nu a pus tablița unde se scrie câinele ghid are acces la intrare și până acum nu este rezolvat în întrebarea mea. Tot fac dintr-o ureche. Și în afară de asta, Dadon, foarte mult laudă la lumea că el a hotărât în anul ăsta la persoane care nu primesc mai puțin de 2000 de lei sau de 2775 de lei, îi se oferă ajutor social pentru tânșe. Așa el a programat. Și iată, eu am primit azi banii, fiecare lună mi se oferă 27 de lei. Asta ajutor de la Dadon. Poți să arăți așa. Nu trogai camera, așa n-a răzgăvare. Ecran, nu trogai. Să ies așa. O vieță, Oleșca? Da, Oleg. Deci au adăugat Dodon, Dodonul a adăugat la pensia ta de dizabilitate 27 de lei și ai mai puțin de 2000. Da, ca să nu spui, ca să nu spun eu că nu a adăugat. Și iaca care e problema, îmi pare rău că invalid cu vedere nu sunt eu în vedere de stat. Și am stătuit deja cu jurist și să dăm în judecată pe guvern. Am vrut să merg chiar acolo cu protestul, dar până când n-am pe nimeni. Oleșca, tu nu ești din Moldova, Sandu ocupat și n-am pe nimeni cu cine să vin și să întreb care e motiva de pricina ce, că ei nu mi-o oferă răspuns. Noi ultima dată am fost în februarie cu răspuns și ei i-au zis, da, îmi cer iertare că pur și simplu s-a schimbat guvernul în octombrie. Da, noi îți vădem răspuns. Și oricum, ala cervone îmi spune așa ceva. Până acum nu ni s-o dat. Cum s-o coți tu? Era alt guvern când te-ai adresat tu, amu guvernul s-a schimbat și na, nu se simte obligat nu, să răspund. Nu, dar eu de-am m-am adresat la guvernul care deja nu-i schimbat. Da, la ăsta, la Chicu. Și nou m-am adresat și din nou nu am primit răspuns. Înseamnă că n-au cu ce să-l aude, n-au răspuns. Dar după legii, conform legii, trebuie să-mi oferi răspuns în timp de 15 sau în timp de o lună. Da, dacă e petiție, s-o maxim o lună. Da, și nu mi s-a oferit. Și acum ce faci? Protest la Ciocana sau doar când? Eu acum stau la Ciocana și la numărul 1 magazin, mai muncesc pe tânși aici, mai cânt și mai amintesc pentru tânși că ei sunt obligați să-mi... În primul rând să ceri iertare de la mine și în al doilea rând să-mi respecte drepturile care drepturile mele, adică și să respecte drepturile care o impus pe dânsul centrul de discriminare. Eu au zis să pui tablița, dar până acum nu-i pus. Da, eu nu doresc să lepăd acest mod de protest din motivul că dacă eu lepăd, apă înseamnă cine să aibă grijă de tot asta, nebunie care o face statul. La noi legile nu sunt prelucrate, ei sunt în legea, legea 60.20.5 din 2012 razrabotană în Parlament, prelucrată în Parlament această lege, dar nu se implice în funcție acestei drepturi. Nu se aplică legile, nu se implementează. Da. Bun, Oleg. Dacă țelul unde-i? Mușță arăt. E cu tine? Miau. Ia-ți cu minșor. Îl bate soarele. Ia că el șede și doarme. Bravo. Bun, Oleg. Mulțumesc. Mulțumesc pentru interviu. Da, mulțumesc că m-ai filmat și eu sper că ceva trebuie rezolvat, da, chiar așa.
Da, mulțumim. Ținem legătura, noroc. Ai, numai bine.